Astăzi se recomandă prudență, calm și evitarea discuțiilor riscante. Berbec, la locul de muncă sau în afacere aveți șanse să realizați tot ce v-ați propus pentru astăzi. Ocupați-vă de diverse probleme casnice care își așteaptă rezolvarea de mai mult timp. Taur, în prima parte a zilei aveți tendința să fiți nemulțumit de tot ce se petrece și să-i criticați pe cei din jur. Nu vă enervați pentru nimicuri și nu vă lăsați provocat la discuții în contradictoriu. Gemeni, la locul de muncă sau în afaceri, nu este momentul să începeți activități sau proiecte noi pentru că s-ar putea să nu fiți într-o formă prea bună. Rac, s-ar putea să fiți indispus din cauza unor dificultăți neașteptate în plan financiar și în relațiile sentimentale. Concentrați-vă asupra problemelor curente ale căminului. Leu, este posibil să fiți indispus din cauza unei încurcături financiare care vă împiedică să vă puneți în aplicare planurile. Sunt șanse ca lucrurile să se lămurească în scurt timp. Fecioare, este posibil să cumpărați un obiect de valoare pentru casă cu ajutorul unei rude apropiate. Evitați speculațiile financiare. Balanță, astăzi nu încercați să rezolvați singur problemele casei pentru că s-ar putea să întâmpinați dificultăți neașteptate. Puteți să contați pe ajutorul familiei. Scorpion, în prima parte a zilei este posibil să fiți nemulțumit și nervos din cauza amânării unei călătorii în interes personal. Colegii de muncă sau partenerii de afaceri sunt dispuși să vă ajute să finalizați o lucrare importantă. Săgetător, înainte de amiază este posibil să fiți confuz și să nu reușiți să vă concentrați. O persoană din anturaj vă poate da o mână de ajutor pentru a rezolva o chestiune complicată. Capricorn, se pare că sunteți în formă atât din punct de vedere fizic cât și mental. Aveți șanse să rezolvați tot ce v-ați propus pentru astăzi, dar fiți prudenți și nu vă supraestimați capacitatea de efort. Vărsător, este o zi favorabilă activităților profesionale și afacerilor și aveți șanse să vă faceți remarcat în societate. În prima parte a zilei este posibil să încheiați un contract avantajos. Pești, fiți precauți și nu spuneți chiar tot ce gândiți. În a doua parte a zilei este posibil să faceți o scurtă călătorie împreună cu partenerul de viață. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă!